Este ora 12, bine v-am regăsit, experți de la Institutul Geologic al României și de la Institutul Național pentru Fizica Pământului au venit să facă măsurători pe strada surpată din Slănic, Prahova. Sunt acolo chiar în aceste momente. Prefectura Prahova anunță că surparea pare să se fi oprit, cel puțin momentan. Cristi Georgescu este pe strada surpată și ne oferă detalii. Cristi, bun găsit, craterul s-a extins, cel puțin până aseară. Autoritățile de acolo sunt în continuare în alertă, iar localnicii vor să știe când se pot întoarce acasă. Ce spun autoritățile? Ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor. Într-adevăr, așa cum precizai și tu, potrivit unui comunicat al Prefecturii Județului Prahova și potrivit măsurătorilor făcute de reprezentanții instituțiilor abilitate aici, pe strada 23 august din Slănic, surparea a stagnat, dacă ne putem exprima așa. Vorbeam ieri de o tasare cu încă 20 de centimetri, potrivit informațiilor oficiale ale autorităților. Ei bine, astăzi alți reprezentanți ai Institutului pentru Fizica Pământului și Institutului Geologic al României au venit în teren pentru a face măsurători ample, au montat câțiva martori care să arate exact dacă în zona respectivă există infiltrații de apă pe de o parte și pe de cealaltă parte. Reprezentanții Institutului Geologic al României au ridicat în aer o dronă care survolează zona și astfel să capteze anumite imagini care să-i ajute în această verificare. Sunt doar activități care nu vor spune în perioada următoare de la ce a survenit acest crater, ci vor vedea exact cât de stabilă este zona și dacă această surpare se va extinde, pentru că vă reamintesc, așa cum spuneai și tu, sunt trei imobile aflate în vecinătatea acestei gropi imense ce au fost evacuați, aproximativ 42 de persoane, pe de o parte și pe de cealaltă parte sediul poliției și un agent economic. Le spuneam mai devreme o localnică ce se află foarte aproape de acest agent economic ce a fost evacuat, despre faptul că se vede o distanțare de aproximativ un centimetru în curtea sa, în stratul de ciment. A precizat faptul că a vorbit cu autoritățile despre această modificare. Spun autoritățile și îi îndeamnă pe oameni să fie atenți, dar și să rămână totuși optimiști până când specialiștii vor explica exact ceea ce s-a întâmplat aici. Vă reamintesc faptul că reprezentanții Prefecturii Prahova spun că momentan, potrivit măsurătorilor, surparea a stagnat, însă sunt multe legende urbane, dacă le pot numi așa, despre faptul că apa din Baia Baciului și Baia Roșie ar fi scăzut și s-ar fi infiltrat aici pe de o parte. E important de precizat, potrivit comunicatului, potrivit declarațiilor prefectului județului Prahova făcute ieri la amiază, despre faptul că aici în zonă, chiar prin mijlocul sau în lateral a acestui crater, a fost realizată o săpătură pentru rețeaua de gaze a orașului Slănic și se verifică dacă și de aici ar putea să survină aceste modificări. Mulțumesc!